Cu ceapă, da. Nu pot să zic că e în străinătate. Ai, atât. Cu nebunicul. Nu pot. Vezi acolo, zâng? E cu ole fers, e cu de-alea. M-ați descoperit. De-aia are aurul ăla. Cu semnitul. Ce mi-ai? All I hear, go get the money. So I go get it. Cum? $100, 100 de ghiștari. Da, chestii tipice pentru orice BMW. Mi s-au valizat discurile. Cred că te ajunge la preț de cutie SH. E mașină mult prea grea. Am încercat și uleiul de la BMW. Uh-huh. N-aș putea spune dacă e rău sau bun. Ești cum ești cu roaba, efectiv, în curbi. Never switch on your chick, that's on bitch code. Catch a trick, frying up in that Crisco. Fuck the grid, I'ma dip to a flip phone. On the splits, every lick is a shitload. Throw a bit, throw a kiss, I'm in bitch mode. Got some ice on my nips, on my tits cold. Calling all the pretty girls in your zip code. I need all my skinny bitches in my big hoes. Form a line. Bad bitches, every city in my tribe. Look behind. Booty dominate the world, peaches ripe. Check my baby G-Shock, said it's time. All my thoughts linked up, multiplying, no divide. Dropping hit after hit, never miss, it's a crime. But my karma stay lit, Buddha sit by my side. Salutare și bine ați revenit pe Beamers România. Eu sunt Iulian și alături de mine l-avem pe Ionuț. Salut, Ionuț. Salut. Ce mașină ne-ai adus astăzi? Un E60 din 2006. Ok. Un 2.5 diesel. 2.5 diesel, motorul M57. Da. Ok, manual. Manual. O să vedem la interiorul ăsta. Bun, prima dată, explică-ne, e vopsită mașina sau e colantată? E vopsită integral. Integral demontat și montat tot înapoi. Și unde e vopsit-o? În Iași sau? Da, în Iași. Da, e mai complicat de spus. Poți să ne spui cu aproximație cam cât te-a ajuns? Manopera, lacul și întăritorul, da. Au ajuns 5.000 de lei. Ok, 5.000 de lei, 1.000 de euro. Da, și vopsea au fost cumpărată de mine, 800. 800 3 de lei. 3 litri. Deci aproape 6.000 de lei, da. În mare. Da. Perfect, ce jante avem pe ea? Văd că avem niște jante destul de mari. Replici de Stylus 66. Mhm. Cu specificații perfecte de E60. Uh-huh. 8 jumate față cu 9 jumate. Și cauciucuri 275, am văzut pe spate, 30, dimensiunile 19. Dimensiunile care sunt carte. Uh-huh. Deci, dimensiunile clasice. Da. Oglinzile văd că sunt cele normale, plafonul e colantat sau e vopsit? E vopsit, a fost vopsit. Uh-huh. Hai să vedem spre partea din spate ce mai avem. Văd că ți-ai schimbat triplele. Ai niște triple de facelift. Da, triple de facelift. Sunt originale sau? Da, sunt originale. Codate și tot ce trebuie. Pusă ca la carte. Și care a fost tot procesul de pus pe mașină? Triple plus mufe și retrofit-ul. Okay. Asta înseamnă să iei fiecare fir și cumva să-l sudezi acolo. Da, făcut cu o schemă electrică, cum trebuie. Nu ai erori în bord, nu ai nimic. Funcționează perfect, ca și pe facelift. Două becuri, e frână. Perfect, nu unul. Nu unul. Pe non-facelift e unul. Și aici, în caz de pui două becuri normale, îți dă eroare. Deci nu ai erori, nu ai nimic. Nimic. Și cât i-a ajuns? 1000. 1000 de lei cu tot cu montaj sau cred numai? Cred cam așa. 1200, nu mai știu exact. Super. Văd că numărul e lipit cu bandă, bănuiesc. Așa l-au pus băieții când au vopsit-o, ei l-au pus înapoi. Uh-huh. Pachet M pe spate, un badge negru. Vopsit. E vopsit? E vopsit, da. Uh-huh. Super. Tipsuri normale, văd. Normale. Uh-huh. Și cam atât avem pe partea exterioară, să înțeleg, nu? Da. E o mașină clasic, clean și simplă. Bun. Ce puteți să ne mai spui despre ea? De cât timp o ai? De 3 ani. Fac 3 ani cu ea. Și ce mașini ai avut înainte? Sau am avut un Passat. De 5? De 55. Clasicul Passat, nemuritor. Clasicul Passat, pe viața lui. Foarte bună mașină. 1.9 diesel. Era 2.0, era cu filtrul de particule. Era o variantă mai mare. Bănuiesc că era undeva prin 2004. Jumătatea lui 2004, da. De-aia avea și filtrul de particule. Perfect.
Hai să vedem și la interior ce dotări are mașina. În primul rând văd că ai niște scaune din piele, semi-piele, da, Recaro. Interior sport Recaro, semi-piele. Și semi-electric. Și semi-electric, da. Dar văd că ai ajustarea asta lombară și e super faină. Am și eu la drumul lung, e super folositoare. Asta. Da, da, da. Butonul ăsta de aici. E manuală, văd. Da. Navigația e aftermarket. Da, e înlocuită. E o navigație cu Android, nu? Da, 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 da. Și poți să ne spui specificațiile ei? Și cât e ajuns? Cred că are 4 GB de RAM. Ok. 64 memoria interioară. Da. Da. Android 10, cred. A, deci e relativ nou ca și... Da, e foarte fain. Și cât e ajuns? Am dat 1000 de lei pe ea. De pe englezoaică. Pomană, adică. Să spune. Pomană, că în general se învârte în zona de 1500-2000 de lei. Volanul văd că e și el sport, retapițat și super fain. Logo-ul văd că l-ai schimbat, ți-ai mai adăugat și un accesoriu. Tempomat, faruri automate. Ce mai ai? Ștergătoare automate, climă pe două zone. Nu-i chiar atât. Bizonică. Bizonică? Are bizonul acolo, nu? Da, sau da, doi da. Bizoni. E acolo. Bun. Scaune încălzite, am uitat specific. Senzor de parcare față-spate. Da. Și mergem după aia la interior da. Și dăm poveste. Bun. Spune-ne câte ceva despre navigația asta. Cum funcționează? Cât de arătat? Văd că arată foarte bine. Ce funcție ai pe ea? Navigație Bluetooth. Fel de date despre mașină, sport display. A, deci ea vorbește cu mașina în permanență prin, da, da, prin CAN, da, bănuiesc. Da, da. Ți-arată și erorile cumva? Nu. Nu? Ok. Și poți să ne arăți cum arată navigația, cum, ce funcție are? Pe navigații intri pe Google Earth, aici te conectezi cu telefonul prin Bluetooth. Uh-huh. Aici muzica. Eu am un stick. În Torpedo, da. Videoclipuri. Aici te duci în interfața originală a mașinii. Uh-huh. Dar partea asta de dash arată foarte bine. Da, îți arată torația aici, frână de mână, grade. Și câți când... litri de motorină mai ai. Da, și când apeși pe ea, văd că sport display, cum s-a spune, care se poate schimba. Ai mai multe Culori, mai multe nuanțe de astea. A, dar nu poți să schimbi layout-ul, nu? Nu. Nici nu știu de unde să schimbi. Dar oricum arată foarte bine. Iar culorile sunt foarte vii și rezoluția e foarte bună. Da, au făcut chinezul treabă foarte bună. Foarte, foarte bună. Neașteptat de bună. Neașteptat de bună. Bun, hai să vedem acum cum merge mașina. Mi-ai spus că mașina o ai de 3 ani de zile. Da. Dar în toată perioada asta de timp ai avut ceva probleme cu ea? Probleme mecanice destul de minore. Am înlocuit o clapetă. De accelerație. De accelerație. Uh-huh. Și clasica folie, care pică la toate. De la Vibrochem. Da. Bine, mașina fiind și foarte veche. Da. Deja o să trebuiască să te aștepți și la probleme cu furtunile. Furtunurile. Da. Subliniem. Îți pregătim. Eu personal am avut niște, dacă nu chiar, probleme mai mărișoare cu furtunurile. Asta ce înseamnă? Au crăpat, am schimbat și țevi, am... Oh. Da, e o țeavă, e un cot în Y și a trebuit să-l schimb. Am schimbat și furtunurile de acolo toate. Mai mi-a picat un furtun mic. L-am luat original BMW, m-a ținut un an, după care a pocnit. Cred că meseria și-a strâns prea tare colierul la el și am început să pierd antigel. Chestii tipice pentru orice BMW. Ce altceva ai mai făcut la ea? În afară de maintenanță, nimic. Asta înseamnă ulei și filtre. Exact. Și ce ulei, filtre? Am încercat și uleiul de la BMW. Uh-huh.
n-aș putea spune dacă e rău sau bun, dar am preferat să nu mai folosesc. Și acum am un Leaky Moly. E prima dată când îl folosești sau ești deja e la... prima dată. În 3 ani cred că am făcut 3 schimburi. Adică îl faci anual schimbul? Da, pentru că cam atât fac pe an, cam 10.000 cu pe an. Bine, ești foarte îngrijită și păcat să mergi cu ea prin drumurile astea pline de gropi, cum le avem noi în Iași. Ceva probleme pe partea de frânare? Când am cumpărat mașina, după, cred că o lună, mi s-au valizat discurile. Ai trecut prin apă cu ele sau? Nu cred, nu știu, dar nu mai puteam merge cu ele, sub nicio formă, era crunt să apeși frâna. Și le-am schimbat, erau perforate. Ce simptome avea? Simțeai bătăi în volan sau trepita mașina? Tremura volanul, nu puteai să-l ții în mână. A, deci tremura și în mers deja. Da. Deci gradul de uzură era mult peste limită. Da. Și acum pe ce setup ai mers? Discuri Techstar și plăcuții Brembo. Discuri simpli ventilate și plăcuții, da, bănuiesc că toți simpli, nu sunt ceramici, nu? Da. Alte probleme pe ea? Alte probleme nu. Deci ai fost ferit, motorul ăsta chiar e tank, să spunem așa. Am dat-i bine. Ceva recomandări? Dacă ar vrea cineva să-și ia un E60 cu motor de 2.5? Nu știu, dar și-a cutie automat, orice ar fi. De ce? Leșer. Și o cutie foarte bună. Nu-ți place să te dai cu ea manuală sau? Nu mi se pare o mașină de dat E60. E mașină mult prea grea. Așa? Și după confortabil? După părerea mea. E confortabil, dar niciun caz de dat. Deci clar să fie automat, nu recomand manual. Da. Chiar dacă trebuie să-și facă revizia aia cutii foarte reușite. Cutii foarte reușite, da. Așa și aici ai ambreiaj care e foarte scump. Bine, dacă îți pică discul și pică volantul? Cred că te ajunge la preț de cutii SH. Cât e? Vreo 3-4 mii de lei? Eu cred că vreo 3 mii. O să punem acum pe ecran să vadă lumea cam cât costă pe Lux și pe Zax un set de ambreiaj plus volant. Iar la interior, ia să vedem ce mai ai tu pe aici. Nu ai cup holder, nu. Din păcate. E Kelline. E Kelline, da. Nu-i simți lipsa? Da, văd că are pasagerul în spate. Dar zic, nu-i simți lipsa? Ba da. La drum lung, dacă vrei să bei o cafea sau ceva, era foarte util. Iar ca să-ți schimbi, să-ți pui cup holder, știi că trebuie să-ți iei planșa de bord. Da, trebuie planșa. Înlocuită planșa și ai scăpat. Și costă cât nu faci? 1300 de lei, doar planșa. Da, pentru două pahare. Da. Ceea ce nu se merge. Le pui în spate. Categoric, pentru cafea de 3 lei, 1300 de lei. Da, corect. Bun, și pe partea de suspensie, ce poți să ne spui? Am o suspensie reglabilă de la FK. Ok, pentru ce preț are, e ok. Da, văd că nu e foarte dură, e destul de confortabilă. Da. Și suspensia asta, ți-ai luat-o din nou sau aveai deja pe mașină? Cum? Am luat-o, am de la un prieten. Și ai simțit o diferență față de suspensia originală? Era mult mai confortabilă suspensia originală. Uh-huh. Da, puțin cam suc. Nici asta nu stă rău. Nu stă rău deloc. Având în vedere că ai jante pe 19, cu balonul la super mic de 30 sau 35, stă foarte bine. Da, decent. Bine, într-adevăr, telefonul cam trepitează acum, n-am ce să-i spun, dar nu le simți până în inimă. Da. Consumul, cum stai cu el? Consumul, decent. Cred că un consum mediu ar fi de 10. 10 mixt? Cu mai mult urban. Mai mult urban? Mai mult urban. Drumuri lungi ai făcut cu ea? Doar până la Brașov, Râșnu. Atât? Atât, cel mai lung drum. Deci nu prea o folosești, nu foarte prea mult. Nu. Din păcate, pentru din că păcate. E o mașină de concedii. E o plăcere să mergi cu ea la drum lung, crede-mă. O să încerc. Te dai jos din ea odihnit.
o să facem o mică paralelă. Te duci la mare, deja vezi pescărușii. Ce modificări vrei să mai faci? Doar faruri, dacă ar fi să mai modific ceva. În ce sens? Să le fac un retrofit complet. Vrei să le schimbi cu totul sau vrei să schimbi... Să le modific pe astea. Să le modifici, nu? Asta ce înseamnă? Să schimbi engine light-ul? Lupile bănuiesc? Lup, da. Aș pune ornament facelift. Personalizare. Care știu că e foarte complicat de pus, pentru că nu vine perfect. Trebuie să-l modifici, să tai, să te complici. Dar sunt deja făcute pe afară, poți să găsești și sunt unii care le modează pe alea și își pun bandă LED și sunt luminate. Sunt mai multe combinații care le poți face. De oricum o să trebuiască să te aștepți la niște costuri destul de mărișoare și clar, poți fi destul de greu de desprins sticla de far. Nu o să mă apuc de el. Eu am pe cineva care super bun. Am încredere că o să iasă ce trebuie. O să ne spui numele lui? Poate mai vrea cineva. Gabitec, Iași, băiat super priceput, e orice ține de BMW. Are un garaj sau service? Da, dar nu știu să vă spun adresa. Ok, dar oricum, cine vrea, scrie pe Facebook Gabitec. Dă un mesaj, îl ajut cu mare plăcere. Sau așa, sau o să lasă în secțiunea de comentarii și o să vedem cum facem, să fie bine. Jantele le lași pe astea? Deocamdată da, îmi plac. Cum dau? Iar n-am treci pe ea? Nu. A, deci tu chiar din ianuarie am pus jantele și anvelopele astea. Și n-am. Și iar n-am unde o țin garaj sau? Nu, afară. Prelată? Nu. O lași așa la liber? Da. Și pe care arată bine, adică nu are nicio treabă. Să îngheți. Uite că nu te-am întrebat ce filtri cui pe ea. Nu știu. Sigur ce am pus ultima dată. Ori MAN, ori MALE. Dar poți să le recomanzi oamenilor ceva? Gen să nu-și pună filtru XY, că ai avut experiențe proaste sau... Nu. Le zic eu, nu puneți filtru de aer ieftin. Pentru că după e posibil să aveți probleme. Decât să nu-l înlocuiască, mai bine să pun ieftin. Văd că și tu ai problema asta la fețele de uși. Cu ornamentele care să zgârie foarte ușor și să ciupesc, apar n-am cum să le spun, aici la fel, da. Materialul e foarte prost. E plastic care e vopsit cumva. E cu o vopsea cauciucată. Da. Dacă ai odorizant auto lichid și îți curg strop pe aici, îți face o urmă foarte nașpa. Asta ți-o zic din experiență. M-am pățit, dar sper să nu pățesc. Am pățit eu. Și nu e frumos. Se vede după aia fix cum să scurgi substanța respectivă. Ai recomandat-o? Da. Mi-a plăcut foarte mult modelul ăsta. Și îmi place. Printre puținele modele. Ai vrut din prima E60 sau? Clar. E60. Nu te-ai mai uitat și la E90 sau? Nu, dar mai place și E92. Bine, deja e în altă ligă E92. Dar e frumos, rău. E superb. Da. Și până la urmă, de ce ți-ai luat E60? De ce ai vrut tu? Hai să mă morțești să ți iei. Că nu vroiam A6, 2006. Ce să faci cu A6 2006? Mașină de bătrâni. Pe lângă faptul că mașină de bătrâni nu fugi deloc. Am ceva cunoscut care iau, să nu vă sperați. În curbi nu mai zici. Zici că mergi cu roaba, efectiv, în curbi, cu așa la lan. Și trage să moară mai mult. Doar să-ți iei cu 4. Prea mult, dar nu-mi place cum arată. Da, spune, e ok. Interiorul e nașpa, efectiv. E nasol tare. Nu poți să compari interiorul de la BMW cu interiorul de la Audi din generația aia. N-aș compara nimic. Văd că ești tu tot 300.000 cu ea. Da, bine, eu mai am încă vreo 40-50 de euro. Am vrut să o vând până faci 300.000, dar aia e... Bine, un băieț aș cu laptop o 10.000 înapoi. Nu, glumeam. E ok. Și în momentul de față, vrei să o vinzi, vrei să te iei altceva sau? Aș vrea să o vând, dar momentan n-aș vrea să-mi iau ceva. Și cât vrei pe ea? O dai așa în stadiu în care este?
cu da, jante, cu tot? Exact, exact, cum e acum, cu 6.000. 6.000 bătut în 6.000. Cui, măsurat cu ruleta. Sau pe OLX 6.300. Deci, dacă vrea cineva să ne băce, zis că te anunțul pe OLX 6.300. Da. Și după aia te sună și negociază până la 6.000. Da. Bun, e bine de știut. Deci, căutați acolo frumos BMW E60, Iași, Enter, Nardo Gri. Da. Și sănătate. Navigația are și magazin de CD-uri? Nu. Bluetooth din fabrică? Nu. N-ai avut nici de la nu? N-am avut. De fiecare dată când am un martor sau ceva, mă duc, se rezolvă. Tot la tech, cu bordul curat mereu. Păi așa trebuie să fie un BMW. Nu ca alții cu plasă de la scaun ruptă și cu eroare de la Active Steering. Nu știu cum eroare la Active Steering. E un volan cu un semnal de exclamări. Ah, ok. Asta ți-l arăt, adică, dacă vrei să vezi. Dar el funcționează. A, și mai am și faruri, am faruri cu cornering. Ah. Nu știu dacă faci stânga-dreapta. Uh-huh. Nu doar sus-jos. Când iei curba, până în 40 la oră, să rotești și farul. Da. Eu am Xenon, cred că e. Simplu. Hai să-i dăm aici să vedem cum fuge. O mașină cu, da. O mașină cu 177 de cai. Pune-i. Pune-i. Să vedem dacă-i mai are. Se duce. Nu e rău. Senzația parcă mi-e familiară de undeva. De oricum, cutia manuală e mult mai brutal, în schimb, simți șocul ăla. Da, se poate. Față de cutia automată. Cam asta a fost și pentru episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să dați un share, să vadă și prietenii voștri. Și până data viitoare, numai bine!